sosit exact. Și Nadina a venit. Avem știri, măi, frățioare, cu de toate. Hai! Bună dimineața, Nadina! Nața! Ce faci? Foarte bine! Foarte bine, să sperăm că facem. Avem malarie, avem rujeolă, avem reumatism, avem operații estetice nereușite, toate, toate ne-au lovit astăzi. Hai că vă zic eu acum. Știrile, hai, gata, news! Bună dimineața, bun găsit la știri. Trei tinere acuză un renumit chirurg estetician că le-a mutilat în timpul intervențiilor estetice. Procurorii au deschis o anchetă în care specialistul este acuzat de vătămare corporală din culpă. Pacientele care au lansat acuzațiile au rămas cu, citez, prejudicii estetice grave și permanente, spun anchetatorii. Esteticianul este acum sub control judiciar, însă continuă să opereze, asta pentru că nu are alte restricții. Patru români au fost depistați cu malarie după ce s-au întors din Zanzibar. Cazurile au fost înregistrate luna aceasta la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din capitală. Medicii atrag din nou atenția asupra importanței informării corespunzătoare înainte de a pleca într-o destinație exotică. Rujeola a făcut încă două victime. Este vorba de un bebeluș de 8 luni din județul Brașov și un tânăr de 24 de ani din Mureș. Numărul total al cazurilor confirmate a ajuns la peste 4200, iar epidemia s-a extins în 39 de județe, dar și în capitală, potrivit INSP. Considerată o boală a bătrâneții, reumatismul afectează în ultimii ani tot mai mulți tineri. Sedentarismul, kilogramele în plus sau statul îndelung pe scaun fac ca din ce în ce mai multe persoane cu vârste de până în 30 de ani să ajungă în cabinetele de kinetoterapie. Aproape 1 milion de români suferă de reumatism, potrivit cifrelor. Medicii recomandă să avem o viață cât mai activă pentru a întârzia pe cât posibil apariția acestei boli. România rămâne în continuare fruntașă în topul țărilor din Uniunea Europeană la capitolul corupție. Potrivit indicelui de percepție a corupției 2023, țara noastră are doar 46 de puncte din 100. Mai rău decât noi, în clasamentul statelor corupte stau doar Bulgaria și Ungaria. Fermierii francezi continuă protestele. Manifestanții au asediat Parisul, blocând cele mai multe puncte de acces în capitala franceză. Printre cei care au de suferit sunt și camionagii români. Șoferii au rămas blocați în parcări, fără să își mai poată efectua cursele. Și tot în lumea filmului, serialul Suits, în care a jucat și Meghan Markle, soția prințului Harry, a fost cel mai vizionat serial de streaming din Statele Unite ale Americii în 2023. Pe locul 2 a fost serialul de animație pentru copii Bluey. Cam atât la știrile orei 8. Sunt Nadina Zisu. Ne auzim și un pic mai târziu. Da, și de știri. Colegul nostru, Dan Constantinescu, a fost și el în Zanzibar, dar a scăpat. Boală și corupție avem, avem azi, practic. Da, numai boală, numai... Da, avem, să avem emisiune frumoasă, avem invitați mai încolo, o să povestim pe la 9. O să vină Manuel Riva și Eneli, avem Eneli. O piesă nouă și nu l-am mai văzut de mult pe Manuel Riva, pe numele lui adevărat, vă spunem atunci, între timp, povestim despre ce se mai întâmplă la Camera Deputaților. Neapărat. E pe principiu, aoleu, mergem și făcut? La... Dar eu vreau să nu uităm să mergem și în Bavaria, acolo. La Hanul, mergem unde la, vrei la pensiunea tu. Aia. Mergem în mai multe locuri ori asta, da. Fiindcă avem timp o oră întreagă. Grig, Cerna și Nadina Zisu. Rămânem aici în Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits. Bună dimineața. 808. Ăsta este numărul care îmi poartă mie noroc. Ți-am zis că nu sunt eu cu numerologia, dar viața mea se învârte în jurul cifrei 8. Și eu am locuit ani de zile la etajul 8. Tata are un apartament situat la etajul 8. Și eu stau la etajul 8. Însă n-o să vă dau adresa mea din buletin. Noroc că nu lucrez la Camera Deputaților. Atac cibernetic la Camera Deputaților. Buletinul lui Ciolacu a ajuns pe mâna hackerilor. Dar pe cine interesează asta, sincer? Păi ei poză cu buletinul și te duci și faci credit. Ce sau cum era? Nu, credit doar cu buletinul. Da, nu știi că la un moment dat era o afacere chestia asta? Știu, da. Nu cred că se duce cineva cu buletinul lui Ciolacu și dă credit. Nici eu nu cred. Da, mă rog. Da. Ziceam așa. Deci atac cibernetic. Ce-au era să zic, ce-au spart ăștia? Ce-au luat în afară de buletinul lui Ciolacu? Deci, păi, s-au luat buletinul lui Kelemen Hunor.
Ce zici de asta? Ceva, iarăși ceva. Deci fiți atenți, este un grup de hackeri care se laudă pe dark web, acum e deja pe tot web-ul, știe toată lumea, că a spart baza de date a Camerei Deputaților și că va prezenta datele personale ale deputaților dacă nu primesc o răscumpărare. Ce crezi? Între timp au publicat deja buletinul lui Marcel Ciolacu, lui Kelemen Hunor. Au mai publicat niște chestii, fișe medicale, contracte cu bănci, date privind autoturismele personale sau ordine, plăți care s-au făcut către deputați. Plăți către deputați. Am zis-o bine, da? Ți se pare atât de interesant, mai zic aici, așa, chestia asta, dar să vină cu o știre. Nu? Adică, uite, domnule, Camera Deputaților a plătit X milioane de ceva pentru mașinuțe, pentru... Urmează, măi. Deci, cum îi zice? Hackerii au cerut o răscumpărare de 0,8 bitcoin, adică vreo 30.000 de euro. Care-i treaba? În fișele și în foile și în chestiile alea pe care le-au hackerit ei, da. Am înțeles. Ce se întâmplă? Existau date despre deplasări, diurne, exact ce ziceai tu, benzină, cutare. Au început să publice dintre ele pe dark web. O parte dintre ele. Buletinul domnului Ciolacu a apărut așa prin presă, dar normal, blurat, că așa e și normal, să nu-i vezi CNP-ul. Eu sunt curios, de exemplu, să văd dacă chiar tot au ce te-ar interesa pe tine, bravo. Nu cu cât au luat bacul deputații noștri, ci la ce vârstă. Da, aici cred că oamenii... Hai, mă! Nu toți, da. Nu știu. Da, ok. Nu, zic și eu. De cât bagă... Pe canal de 2 sunt imagini cu buletinul domnului Ciolacu și cu buletinul domnului Kelemen Hunor. Să știi că arată bine și domnul Ciolacu și Kelemen Hunor în poza de buletin. Pe cuvântul meu, domnul... Mai casual așa, domnul Ciolacu. Ciolacu, da, într-o jicuță neagră, nu-mi dau seama ce este aia, iar domnul Kelemen Hunor într-un sacou cu o cămașă și fără cravată. Pe cuvântul meu, dacă oamenii ăștia n-arată bine în buletin, jur. Tu știi ce fața mea un buletin? Și eu la fel. Dumnezeu le apără și păzește. Între timp, partea bună este următoarea. Hackerii nu au reușit să spargă jocul de solitaire și în continuare campionul european la solitaire este un reprezentant al ANAF-ului. Nu te supăra, am jucat și eu. Jucam în TVR solitaire. Legenda spune că un bugetar a bătut ChatGPT la solitaire. Tu dai seama, mă? Da, uite că ăștia de la Camera Deputaților înțeleg că au făcut că o să redacteze o plângere la DICOT, dar pe de altă parte reprezentanții Camerei au precisat că nu există o cerere de răscumpărare. Păi unde au cerut bani? Pe dark web. Pe dark web. Așa au zis ei, și pe dark web. Că, cine de la Camera Deputaților e capabil să intre pe dark web-ul? Mă întreb și eu așa. Eu am căutat la un moment dat pe net cum se intră pe dark web. Este super mega complicat. Păi asta trebuie să treci prin nu știu câte chestii, dar la ce IT avem noi? Noi avem IT la nivel de, cum să zic, avem. De companie. Avem. Nu, companii private. La nivel de stat, Dumnezeule, dai dosarul cu șină la putere. Te cărește tu un dosar cu șină. Nu se poate. Dacă ești tare, nu-i așa? Foarte interesant. Grupul respectiv de hackeri, că este un grup așa mai nou, iar toată lumea se miră. Este foarte mică recompensa cerută. Mă, normal, da, nu se pare nimic. Eu cred că urmează o dezvăluire de asta, o avalanșă de publicări de... Și cică de pe un server din Italia s-ar fi hackerit treaba asta. S-ar fi întâmplat combinația. Asta spune, hai să vedem ce dezvăluire o să fie. Pe mine asta mă interesează. Și a fost un atac de tip phishing. Phishing înseamnă când primești un mail și clic aici ca să ceva. Eu în continuare aștept să văd pentru ce au cerut aia 30. Mai zic una tare. Serviciul Român de Informații, dacă nu mă înșel, informația proaspătă, a oferit Camerei Deputaților înrolarea într-un program de securitate cibernetică. Și au zis, ne, avem noi un antivirus de pe net. E bun. Your hit music playlist. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Ori te duci 3 luni la dezalcoolizare și închidem, ori scoți tot ce înseamnă băutură spirtoasă din meniu. Ce ai făcut? Pare o poveste așa ciudată, dar este reală. Are loc în Bavaria. E vorba de o pensiune care nu mai vinde alcool. Opa. Da? Cine sună acolo? E un robot care zice bine ați venit la n-are cum să rost să citesc Gastofțir Sagemiule fără alcool. A, tare. Înțelegi? Așa. De fapt, ce s-a întâmplat? Soția patronului, da? Pentru că, mă rog, soțul
mai bea, ca să zic așa, i-a dat de ales două variante. Ori se duce la dezintoxicare și pune lacăt, ori scoate berea și alte spiritoase din meniu, repet, în Bavaria. Deci a avut de ales. Aha. Aveau și oamenii o pensiune. Da, și o au, băiatul, și că merge bine. Da, și domnul cam consuma. Consuma, și soția nu știa cum să-l... să scoată necuratul din casă și din trupul bărbatului, da? Și a zis, ori te duci la dezalcoolizare și închidem pensiunea, ori scoți din meniu alcoolul. Foarte tare. Și ce a ales domnul? Omul a scos alcoolul din meniu și mi se pare foarte tare că e Bavaria. În Bavaria, berea bavareză, berea și, berea. Mă rog, nu numai berea, mai sunt și alte băuturi. Ei, și uite că merge pensiunea, da? Și uite că omul s-a lăsat de băutură, nu știu, cel puțin așa scrie la gazetă, bă, Libertatea Bucuroși. Am înțeles. Foarte bine a făcut. Dar mi s-a părut interesant, așa, știi, cum a găsit doamna totuși. Vezi, doamna, pentru că iubește, a găsit o soluție. La soluții găsesc și bărbații. Înțeles, să păcălească doamnele, știi? Să mai iasă și ei la o bere. De data asta domnul a făcut voia soției. Dar există alți domni sau băieți care nu că păcălesc soțiile, dar trebuie și ei să găsească o justificare, pentru că au și ei, de exemplu, într-o seară un meci de FIFA cu băieții, sau un meci de fotbal, sau ies în oraș la o bere, sau se duc la pescuit. Sau. Și au iubite care nu înțeleg. Zic, cum este vineri seara, trebuia să petrecem un timp frumos împreună, ce, să ne uităm la televizor sau ceva, știi? Și atunci ei găsesc tot felul de scuze să fugă cu băieții. Da, evident, sunt minciunele nevinovate, da? Prin omisiune. Facem și noi repede un sondaj. Vrem să vedem cât de mult curaj aveți voi, băieți. Înțelegi, și bărbați. Ce, mă rog, ce minciune le-a zis Greg, sau ce soluții? Sau ce soluții găsiți ca să puteți să mergeți cu cu băieții. Exact, cu băieții. La 0754222999. Ce soluții, ce scuze, ce minciunele, ce astea băgați, ca să puteți să lipsiți voi un pic de acasă, să mergeți voi cu băieții în oraș, la o bere, ce mergeți voi, habar n-am, poate nu mergeți cu băieții. Cine știe, poate mergeți singuri. Habar n-avem. Vrem să vedem cât curaj aveți la 0754222999 și cine știe, poate îi învățăm și pe alții. Îi inspirăm, poate ne inspirăm și noi. Hai, bună dimineața, ne întoarcem cu răspunsurile voastre, că suntem tare, tare curioși. Dimineața Bătoi. This is Dimineața pe 2 este bună, de asta e bună dimineața, Greg și Cernat. Suntem la Radio Impuls România și pe canal de 2, acolo ne vedeți, iar pe Radio Impuls România ne auziți. Vorbim despre bărbați și scuzele lor pentru a ieși la bere, la un șpriț, la o distracție cu prieteni, cu băieții, cu băieții. Sau poate singuri. Sau poate singuri. Poate cu fetele. Na, zic și eu. Da, noi am întrebat doar bărbații, să știi. Dar atenție, fetelor, doamnelor, este valabil și pentru voi. I-ați prins cu vreo scuză de asta, cu vreo minciunică? Și care a fost scuza? Fiindcă voi sunteți de treabă și vă faceți că da, măi, da, ok, ai treabă la serviciu, da, ok. Și îi lăsați că, sunteți iubiți și, nu vreți să îi supărați, știu și eu, sau, mă rog, voi ați prins? Întrebarea este deschisă și pentru voi, fetelor, doamnelor, și așa mai departe, dacă i-ați prins sau dacă știți care sunt scuzele pe care le bagă. În același timp, vedem cât curaj au băieții să recunoască. Băi, uite, eu mă scuz, sau nu zic îmi păcălesc, zim tu altfel, cum să zicem. Eu îmi vrăjesc. Mințesc. Mințesc, mințesc, iubita. Era până Ardeal. Da? Când vreau să ies cu băieții, că fac ce? Ia, hai să auzim scuze de la voi. Da, bună dimineața. Neața, băieți. Salut. Neața, Nadina. Eu nu pot să folosesc scuze pentru că iubita mea este prea deșteaptă și mă miroase imediat. Așa. Nu am nicio șansă. Plus că cea mai bună politică în general este adevărul. Îi spui sincer, iubita mea, astăzi vreau să ies cu băieții să bem o bere. Du-te cu fetele, ne vedem acasă de seară, la noapte. Și aia e. Așa mi se pare ceva corect. Vă pup seara. Cel mai seara, corect. Nu merge creierul setat pe... Da. Zi frumoasă, băieți. Zi frumoasă, nu seara frumoasă. Mulțumim. Adevărul funcționează, dar uneori adevărul poate să doară. Te-ai gândit la asta? Hai să vedem. Ela zice, evitați adevărul, nu mințiți. Bine, hai, am ținut minte. Bine, mulțumim. Hai să vedem ce mai zic băieții, da? Așadar, băieți, bărbați, vă rog frumos, curaj. Spuneți-ne ca să ieșiți seara cu băieții sau să mergeți la un FIFA sau ce faceți voi, ce scuze îi băgați iubitei? Da? Sau poate mergeți la o petrecere a burlacilor?
La fel. Ce scuze îi băgați? E bună dimineața. Măi, băieți, eu ce să zic? Am noroc de o viitoare nevastă extraordinară. Dacă vreau să mă duc la pescuit, vine cu mine. Are scule de pescuit. Dacă vreau să mă duc să mă dau cu cartul, vine cu mine și-a luat cart și ea. Dacă vreau să ies joia cu băieții, că na, merem la întâlnirea cu pasionații auto, vine și ea, că îi plac mașinile. Ce poți să-ți dorești mai mult de la viața asta? Poștiu, poate un picuț de libertate. Întrebarea era pe bune sau era retorică? Întreb. Nu știu. Întreb, da? Uite ce zice Andrei. Zice, eu îi zic direct. Să supără oricum. Corect. Corect, da. Decât să... Păi, mie mi se pare normal. Decât să stai să inventezi ceva, zici, băi, eu în seara asta mă duc în centru vechi. Și gata. Păi, ce vrei? Mă duc și eu ce n-am voie. Mai ales că ai libertatea să ieși tu cu fetele. Logic, da? Normal. Hai să zicem iarăși bună dimineața, campionatul de scuze, da? Pe care îl bagă bărbații în fața femeilor sau băieți în fața fetelor și fetele ne pot spune cu ce scuze i-au prins. Sau scuzele despre care le știu că sunt scuze și că nu este adevărat. Suntem foarte curioși, facem o evaluare națională. Îți place? Bacalaureatul de scuze. Neața! Neața, impulsioniști! Salut! Păi dacă ai o partidă de FIFA, trebuie să ieși cu bicicleta, duci la un tenis, la un ping-pong, la ce vrei tu, fotbal. Ok. Te duci, ca să fii sigur, te duci. Să chizi telefonul și te duci. După aia suporți consecințele. Dacă nu pleacă și ea. Normal. Corect, așa este, da, sau? Oricum, după aia trebuie să știți vorba lui Doru Octavian Dumitru. Ia. Ai dreptate, draga mea. Bineînțeles, eu am ultimul cuvânt în casă și ăla este... Ai dreptate, draga mea. Ia uite ce, nu mai merge căldura la mașină, trebuie să ajung de urgență la service, am programare la mecanic. Mama, dar seara la 8? Atunci a avut loc. Ah, corect, da. Atunci are loc mecanic. E ocupat. Ca și stomatologul. Da. Normal. Bună dimineața. Bă, băieți, că vreau să mă duc la o FIFA, îi spun adevărul că vreau să mă duc cu băieții la un FIFA și zice, no, bine, iară mergi. Și na, asta e. Iară mergi. Da, și tu, săracul, mergi o dată pe an. Și zice, iar mergi. Acum merge, cred că merge o dată pe săptămână. Nu, zic așa, pur și simplu, că știi cum e. Nu le convine vorba aia nimic niciodată. 0754222999. Campionatul național de scuze în fața iubitei, soției și așa mai departe. Ce scuze-i bagi? Sau cum se petrece discuția aia când tu trebuie să-și ceri voie de acasă să te duci cu băieții la... La... Unde te duci, da? Sunt invitate la... și fetele să ne zică ce scuze bagă băieților și cum i-au prins. Exact, hai bună dimineața. Ne întoarcem 0754222999. Ne auzim pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Dimineața Petroi. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impuls Radio.